ROG Strix SCAR18 este unul dintre cele mai recente laptopuri de top de la Asus pe care l-am testat. Acesta se remarcă printr-un raport preț-performanță destul de bun, dar evident, fiind de top, trebuie să băgați oricum mâna adânc în buzunar. Acesta are o carcasă transparentă cu iluminare de fundal RGB și un sistem de răcire foarte bun. SCAR 18 pe care l-am testat vine echipat cu un procesor mobil de top de la Intel și anume Core i9 13980HX, care face parte din familia Raptor Lake. Chipul este echipat cu 8 nucleuri de performance și 16 economice. Frecvența de bază este de doar 2,2 GHz pentru nucleele performance și pot ajunge până la 5,6 GHz pe 1 sau 2 nuclee când sunt solicitate sau poate urca la 5,2 GHz când toate nucleele sunt necesare. Frecvența celor economice este de 1,6 GHz de bază, care poate crește până la maxim 4 GHz. Versiunile de plăci grafice pentru laptopuri de gaming sunt mai slabe decât cele pentru PC-uri. Există probabil multe motive pentru acest lucru, dar printre cele mai importante se numără secțiunea de alimentare mult mai slabă, în acest caz o sursă de alimentare de 330W. Acest lucru este pur și simplu imposibil din punct de vedere fizic. RTX 4090 pentru PC necesită o sursă de alimentare de minim 750W în funcție de versiune și procesorul din acel PC și mai ales dacă cineva vrea să facă overclock. În cazul laptopului avem o sursă de alimentare de 330W, astfel că diferența este clar vizibilă. Dar cum afectează acest lucru de fapt performanța? Putem compara un 4090 laptop cu un 3090 pentru PC și conform testelor este cu 4% mai puternică. Laptopul SCAR 18 dispune de cel mai puternic chip grafic mobil, RTX 4090 laptop. Iar ca o reamintire importantă, chipul, ca și RTX 4090 pentru desktop, se bazează pe Ada Lovelace și suportă evident DLSS3. Frecvența de bază pentru procesor este de 1590 MHz, doar cu ajutorul boost-ului poate crește până la 2040 MHz. SCAR 18 vine echipat cu 32 de GB de RAM DDR5 sub formă de două module Samsung, funcționând în mod dual channel. Memoria funcționează la 4800 MB pe secundă cu o latență de cele 40, ceea ce este mai puțin decât DDR5-5600, viteza maximă suportată oficial de procesoarele din familia Raptor Lake. Producătorii de laptopuri pentru gaming au trecut la ecrane de 18 inch la matrițe ceva mai mici, de 17,3 sau 15,6. Cele mai mari sunt acum destul de rare. La urma urmei, scopul laptopurilor ar trebui să fie, printre altele, mobilitatea, ușurința și robustețea. Iar cu cât laptopul este mai mare, cu atât este mai greu, mai puțin rezistent la deteriorări și pur și simplu ocupă mult spațiu. Cu toate acestea, SCAR, deși este de 18 inch, este în practică foarte diferit față de unul de 17 inch. Ecranul de 18 inch al acestui laptop este în realitate unul alungit de 17 inch, cu un format schimbat. Aici întâlnim un aspect de 16:10 în loc de clasicul 16:9. Ca urmare, seamănă foarte mult cu 17 inch în lățime, dar ecranul este ușor mai înalt. Suprafața carcasei se alungește și ea, oferind mai mult spațiu pentru sistemul de răcire și evident pentru componente. Acesta are un panou IPS mare cu o rezoluție de 2560x1600 de pixeli. Ecranul are o luminositate maximă foarte ridicată de 396,6 candele pe metru pătrat, iar acoperirea mată reduce și mai mult reflexiile de lumină în mediile luminoase. La setările testului nostru, cu luminositatea de 100%, negrul emite din păcate ceva mai multă lumină, de 0,57 de candele pe metru pătrat, ceea ce se traduce într-un raport de contrast static scăzut, de 690:1. În timp ce temperatura de culoare albă este de 7800 de grade Kelvin. În schimb, acoperirea gamei DCI P3 este de 94%, care este excelentă. Pentru sRGB are o acoperire de 99,2%, iar pentru Adobe RGB de 84,9%. Fidelitatea culorilor este de asemenea excelentă. Uniformitatea luminosității este și ea destul de bună, iar media a fost de 364 de candele pe metru pătrat. Trebuie menționat că din fabrică acest laptopul vine cu două profile de culoare disponibile, iar pentru teste am folosit profilul DCI P3. Un avantaj foarte mare al ecranului este de asemenea rata de prospătare ridicată de 240 Hz și suportul pentru G-Sync, atât în modul GPU dedicat, cât și în modul hibrid, deoarece SCAR 18 are un comutator MUX și suportă Advanced Optimus. Drept urmare, atunci când nu rulează niciun joc, laptopul folosește grafica integrată, în timp ce atunci când este pornit un joc sau o aplicație 3D, rolul este preluat de chipul grafic dedicat. Este important de menționat că imaginea generată de grafica dedicată este transmisă direct pe ecran, eliminând acel bottleneck cauzat de grafica integrată, care apare cu Optimus obișnuit.
Astfel, crește semnificativ performanța, fără să fie nevoie să dezactivați manual grafica integrată și să reporniți laptopul. Trecând la teste, am folosit Cyberpunk 2077, Forza Horizon 5, Shadow of the Tomb Raider, Dirt 5, alături de 3 de Mark TimeSpy, TimeSpy Extreme, testul DLSS și Port Royal. Pentru toate testele am utilizat Ray Tracing și DLSS 3 pe Quality, cu Frame Generation On, unde este suportat, și evident cu setele la maxim și rezoluția nativă a ecranului. Iată și un reminder despre ce este DLSS 3. Acesta prezintă o revizuire majoră a tehnologiei și introduce o nouă funcție care poate genera cadre suplimentare între cadrele redate. Pentru a realiza acest lucru, se folosește un accelerator de flux optic semnificativ mai rapid, fiind integrat în selele RTX 40. Pe scurt, placa grafică analizează cadrele secvențiale pentru a identifica pixeli identici și apoi calculează o hartă a fluxului optic pentru a descrie schimbările. Acestea sunt apoi combinate cu vectori de mișcare geometrică ai motorului de joc pentru a crea un cadru intermediar și astfel fluidizează mișcarea. Pentru început, există o latență adăugată, deoarece cadrul generat apare între cele două cadre sursă utilizate. Acest lucru înseamnă în mod necesar că al doilea cadru redat este efectiv ușor întârziat pentru a menține un ritm consistent al cadrelor, deși acest lucru nu ar trebui să fie vizibil în general. Dar folosind Nvidia Reflex, această problemă a fost rezolvată. Cu DLSS 3, Frame Generation și Reflex putem obține de 3-4 ori mai multe FPS-uri în jocuri, iar acest lucru ne permite să utilizăm Ray Tracing la maxim și în acest timp să avem o experiență fluidă. Așadar, în Cyberpunk 2077, cu Ray Tracing pe Psycho, media a fost de 102 cadre pe secundă. În Forza Horizon 5, vedem o medie de 170 de cadre pe secundă. În Shadow of the Tomb Raider a avut o medie de 156 de cadre pe secundă, iar în Dirt 5, media a fost de 129 de cadre pe secundă. Trecând la 3D Mark TimeSpy, acesta a avut un scor de 21.034 de puncte, iar în TimeSpy Extreme a obținut 10.695 de puncte. În Port Royal a reușit de asemenea să scoată 13.978 de puncte, iar în testul DLSS 3 cu el off vedem o medie de 31 de cadre, iar cu el on media a crescut la 90 de cadre. Așadar, pe final trebuie să vă spun că SCAR 18 în configurație de față este disponibil pentru aproximativ 22.000 de lei. Acesta este, bineînțeles, un preț foarte mare, dar performanța pe laptopuri a costat mereu mai mult decât cea pentru desktop. Cu toate acestea, o alternativă interesantă și mult mai ieftină în acest moment, în special pentru cei care caută un laptop foarte puternic, dar mai mic și mai ușor, ar putea fi SCAR 16, echipat de asemenea cu Intel Core i9 13900HX, dar cu un RTX 4080 ceva mai slab, care poate fi cumpărat la un preț de puțin sub 17.000 de lei. Dacă ți-a plăcut acest clip, nu uita de like sau dislike dacă nu ți-a plăcut, și în continuare te aștept pe techzilla.ro pentru cele mai noi informații din tech.